turme de lupi slobozite de ce rău. Și va înconjura turma mea, ascultă turmă mică, văd între voi. Iată uiții care nu știu ce înseamnă colții lupilor, iar alții ce s-au luptat cu lupii. Pregătire, pregătire, strigă Domnul prin Duhul Sfânt, căci iată turme de lup ce vor intra printre case. Vor rupe tată de lângă mamă și fii spunând că sunt vinovați. Iată ce am văzut și ce se plănuiește în adânc, zice Domnul. Tu, femeie și tu, bărbat, fiu, fiică și copil, strângeți mâna și spune celui ce ți este tată, roagă-te pentru mine, căci iată, mulți vor cădea, căci lupii vor intra. Putere li se va da din pricină, căci vrăjmașul și-a întins ochii și s-a țintit spre turma mea. Ascultă, turmă, Doamne, nu te voi lăsa! Voi trimite îngerii mei să păzească casele voastre, zice Domnul. Planuri, 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 căci iată s-a ridicat cel ce se numește rău din adânc. Și iată că va lovi pe unii numiți căpetenie, ei vor arunca toiagurile și vor spune, noi nu mai vrem să vedem turma, voi cei care sunteți în locul acesta pentru că vă iubesc. Dați mâine de pace, zice Domnul, luați menușei la piept și rugați-vă pentru ei. Bărbat care te crezi în putere și tare, roagă-te pentru cel slab. Aleluia. Căci iată tu iaguri noi de cârmuire voi da unor bărbați și voi alege eu. Aleluia. Se va ridica ce rău, dar puterea mea îl va birui. Aleluia. Nu te teme, nu te teme, turbe. Numele tale le-am scris în cartea mea. De vor intra prin case, nu vor birui, că Duhul meu va fi peste tine. Peste casa unde nu voi găsi, iată altarul și jertfa curăției. Lupul va lua fiica pe fiu și va fi împotriva celui ce se numește tată. Roagă-te mult pentru casa ta. Turmă, pentru că te iubesc, de aceea m-am coborât să-ți vestesc. Numărate sunt zilele și iată că vei auzi o veste. Și vei spune, de ce Dumnezeu nu face nimic? Fac totul pentru turma mea. Voi îngriji de ce este miel, oițe și oaie. Îmi voi întoarce privirea de la cel care a știut să ucidă pe cel ce se numește frate. Credincios te vreau, turmă, în seara aceasta. De ce trăiește cuvinte acestea în inima ta? Ascunde-le adâncul inimii. Și iată că vine ziua cercetării când îi spune, a trecut, dar n-a rămas în casa noastră. Vei primi spre unele case și se va auzi vaite, căci iată, vrăjmașul turmă după turmă va trimite printre tot ce se numesc ai mei. Roagă-te mult, bătrânule, ce te numești în seara aceasta! Prinde-ți de mâine pe cel ce este slab! Ridică și spune că am putere să ridic! În cetatea aceasta văd 11 turme! Dar iată căci unii nu îngrijesc de ceea ce se numește uița mea! Rugați-vă pentru turmele acestea, zice Domnul! Am un număr pe care l-am scris în cartea mea! E o seară în care iată vreau ca inima și Duhul tău să se înalțe spre mine cu mijlocire. Mijlociți pentru cetatea aceasta, căci un sunet se va auzi, un glas și o poruncă. Și iată că unii dintre voi nu vă veți mai vedea, dar Duhul meu vă va uni. De la depărtare îngerii mei vor vedea, zice Domnul. Și Duhul va fi aproape și înăuntru casei voastre. Nu te teme, durmă! Că ce-am făgăduit pentru tine este scris și pecetuit înaintea cerurilor și al pământului. Amin!